Institutul Bucovina din cartierul Sucevean Zamca a găzduit sâmbătă lansarea volumului Dan Bodnar Poezii. Este vorba despre o carte care, între coperțile cu desene realizate de Mihai Pânzaru Pim, au fost așezate 99 de poezii scrise de Dan Bodnar, care au fost selectate dintr-un total de aproape 500 de fosta sa soție, Manuela David. Dan Bodnar a trecut la cele veșnice după o lungă și grea suferință la numai 59 de ani, în 2020. Este o zi cu totul minunată, în care toți cei din viața lui Dănuț sunt aici și ne-am întâlnit pentru a lansa cartea lui de poezii. O carte pe care o să o aveți în mână cu toții și veți vedea că este de fapt o capodoperă. O bijuterie. De fapt, nu sunt toți prietenii lui. Din fericire, Victor Terusu, care era, cred, cel mai bun prieten al lui, nu mai este nici el. Am găsit întâmplător niște o corespondență între cei doi, o corespondență minunată. Am vrut să încep cu Manu acest dialog pentru a o felicita pentru ceea ce a făcut și a făcut-o cu foarte mult talent. Cele 99 de poeme sunt foarte bine alese. Nu știu, de fapt, dacă celelalte erau mai bune, dar ce ai ales este foarte bun. În fața unui public format din rude sau prieteni ai poetului și ai Manuelei David, au vorbit despre talentul, creația, carisma, simțul umorului și prietenia lui Dan Bodnar, avocata și interpreta de muzică folk Mihaela Popescu și artistul plastic Mihai Pânzaru Pim. Am descoperit în această carte, în poezia lui Dan Bodnar, o clipă de frumusețe. M-am regăsit în foarte multe poezii scrise de Dan și m-a emoționat limbajul său poetic, metafora poetică și abordarea temelor existențiale, toate fiind așezate într-un ritm cadențat aproape perfect, ca într-un cântec melancolic. Așa am simțit eu. Multe din poeziile sale sunt, pentru că el stăpânește cu maestrie rima, după cum ați observat, multe din textele lui poetice pot fi cântate. Pentru că prea modestul și ușor rebelul Dan Bodnar, copil mare cu părul blond și zulufat, cum arăta el la vremea respectivă, el a ars ca o țigară fumată cu sete, așa cum de altfel îi plăcea să o facă, și a adunat în el toate neliniștele, durerile, și iubirile pe care le-a pus într-un ritm cadențat, așa cum spunea, într-o rimă foarte bine, foarte bine stăpânită în poezia sa, creând de altfel o lirică, o poezie lirică profundă. M-au impresionat foarte mult, de altfel, reflexiile lui asupra sensului vieții și morții. Asta pe mine m-a impresionat cel mai mult. Regretele noastre au fost, cum zic eu, echivalente. Când a plecat Dan, a plecat Victor, am rămas așa dezarmați. Dar candura noastră, să știți, noi facem așa, acum, un fel de spiritism cultural, dar nu spinova. Și el e pe aici, el zboară în jurul nostru și noi ne simțim bine cu el. Și chiar ne simțim bine. Când îl citim, Dan este cu noi. Și închidem ochii, imaginăm că citim cu ochii închiși și el e lângă noi. Ăsta e Dănuț. În spatele vorbitorilor a tronat un portret de mari dimensiuni al lui Dan Bodnar, realizat în tinerețea acestuia de renumitul pictor Virgil Parghel. Maestrul Mihai Pânzaru Pim i-a oferit fiicei lui Dan Bodnar și a Manuelei David un tablou cu desenele originale de pe coperta 1 a cărții, iar toți participanții au primit cadou cartea cu poezii.